Grupul de comunicare strategică a anunțat marți ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus în România. În 24 de ore au fost înregistrate 8.262 de cazuri de persoane infectate, 186 de decese noi și 1.174 de pacienți internați în secțiile de terapie intensivă. Până marți, pe teritoriul României au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.262 de cazuri. Până marți, 9.261 de persoane diagnosticate cu infecție au decedat. În intervalul 16-17 noiembrie au fost raportate 186 de decese, 110 bărbați și 76 de femei, pacienți infectați cu noul coronavirus și internați în spitalele din țară. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 la categoria 40-49, 15 la categoria 50-59, 45 la categoria 60-69, 69 de decese la categoria 70-79 de ani și 51 de decese la categoria peste 80 de ani. 182 dintre decesele prezentate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 4 nu au prezentat. În unitățile medicale din țară, numărul total de persoane internate este de 13.292. Dintre acestea, 1.174 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.733.410 teste. Pe teritoriul României, 46.884 de persoane confirmate cu infecție sunt în izolare la domiciliu. Peste 13.000 de persoane în izolare instituționalizată, 80.262 de persoane sunt în carantină, iar în carantină instituționalizată 16 persoane.